Proiectele Federației Române de Canotaj și ale mele ca președinte al Federației în anul 2023 sunt cam astea ar fi. Calificarea sportivilor sau a cât mai multe echipaje la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Organizarea acestui campionat balcanic pentru prima dată după foarte mulți ani, sau să zic după 89, pe lacul Pantelimon, unde îmi doresc ca în următorul ciclu olimpic să organizăm și un campionat european, mondial, fie de juniori, fie de tineret, fie de seniori. Îmi doresc medalii, așa cum ne-am obișnuit la campionatele europene și mondiale, la toate nivelurile, respectiv juniori, tineret, seniori, să fim sănătoși și să vă bucurăm cu cât mai multe medalii sau și mai multe în acest an.